Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și tot. Am încercat să surprindem frânturi din fascinanta și mistica lumea monahilor din comunitatea mănăstirii Sighăstria din județul Neamț. O lume despre care noi, cei obișnuiți, avem puțin habar și, cel mai adesea, o considerăm anacronică sau retardată. Cei care au ales acest mod de viață au înțeles că drumul către cel de sus nu este pe ocolite, ci direct. Și atunci au făcut un scurt circuit în care miza este una singură: unirea cu Hristos. Idealul unui călugăr este o relație vie, autentică cu Hristos. Dacă are și acest dor, atunci sigur îi se va împlini. La puțin cred eu, sunt echivalente aspirația în sine, idealul și respectiv dorul de a atinge acest ideal. Exprimat foarte sugestiv în cuvintele Mariei Magdalena, atunci când, după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, mergând la mormânt și găsindu-l gol, ieșind, l-a văzut pe Iisus, dar nu l-a recunoscut, a crezut că este grădinarul. Și Iisus a întrebat-o: femeie, pe cine cauți? Și a spus: pe Domnul meu, deși era Domnul tuturor. Era Dumnezeu tuturor, dar ea s-a adresat ca și când ar fost doar Domnul ei. Domnul meu. E foarte semnificativ și aceasta ar trebui să fie emblematic pentru dorul unui călugăr. Chiar dacă sunt puțin emotiv acum, în realitate nu pot să spun că acesta este realmente dorul care mă arde. Dar mi-ar place.